Studenții consideră că decizia guvernului de a solicita universităților să pună la dispoziție locuri de cazare în cămine pentru refugiați este una pripită și nefericită. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești atrage atenția asupra faptului că există un deficit de locuri de cazare. Mai mult de un sfert din studenții din România nu beneficiază de locuri în cămin și atâta timp cât universitățile nu pot să asigure pentru toți studenților locuri în cămin, mi se pare normal să dea către refugiat. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă cu refugiații și așa nu e ok și noi suntem solidari și încercăm să găsim variante. La Cluj-Napoca anul trecut au fost peste 9.000 de cereri de cazare în căminele Universității Babeș-Bolyai, dar numai 5.000 de studenți au avut loc în cămine. Cererile de cazare sunt aproape duble față de locurile pe care le avem disponibile. Și ne este imposibil să luăm din aceste locuri să dăm pentru alte situații. Reprezentanții Universității Babeș-Bolyai au declarat că locurile din cămine sunt insuficiente chiar și pentru studenți. Singurul ajutor pe care îl pot oferi refugiaților este o masă caldă pe zi pentru maximum 50 de persoane. Ministrul Educației l-a cerut unităților de învățământ să verifice dacă au locuri libere în cămine. Politehnica București a anunțat că poate primi 50 de refugiați și încă 80 ar putea fi vecini cu studenții de la Facultatea de Fizică în Măgurele.